Sfânta Scriptură grăiește și cu multe pilde ca acestea le grea cuvântul, după cum puteau să înțeleagă. Dumnezeu ne vorbește prin pilde. Pildele ne apropie de Dumnezeu prin exemple grăitoare de viață. Astăzi, Dumnezeu ne pune în față următoarea pildă. De mult trăia un bătrân, om cu frica lui Dumnezeu, ce-și câștiga traiul trecând călătorii cu barca sa de pe un mal pe celălalt al unui râu. Într-o zi, în timp ce moșul îl trecea cu barca pe un tânăr, acesta observă că pe fiecare vâslă este ceva scris și întrebă: de ce ai scris pe o vâslă credință și pe cealaltă fapte bune? Fiindcă acestea două mă conduc în viață, răspunse bătrânul. Nu cred că omul are nevoie de amândouă, spuse cu îndrăzneală tânărul. Este de ajuns doar una, după care să-ți călăuzești viața. Dacă faci fapte bune, ești de folos celorlalți. Dacă ai credință, îți ești ție însuși de folos. Bătrânul nu a spus nimic, dar a început să vâslească cu o singură vâslă. Barca nu a mai avansat niciun pic, învârtindu-se în loc. În felul acesta a înțeles tânărul ce a vrut să spună omul, că acela cu suflet curat, adică luminat de credință, va avea și o viață curată, adică încărcată de roadele bunătății și milei creștinești. Cum este sufletul omului, tot așa îi este și viața. Credința fără bunătate nu este decât ipocrizie. Cel cu adevărat credincios îl iubește pe Dumnezeu, iubindu-i pe oameni. Faptele bune și credința sunt cele două aripi cu ajutorul cărora sufletul nostru se înalță spre Dumnezeu. Cu o singură aripă nu poți zbura. În fapte se arată credința. Credința fără fapte nu există. Dumnezeu ne vorbește prin pilde. O rubrică zilnică realizată de slujitor Dani. Iisus cu voi.